a anunțat un atentat cu bombă la o stat de judecat unde chiar eu le-am acolo cum cheam ședința. Vă teme? Nu s-ar teme. De ce v-au scos afară? Un atentat cu bombă. Am fost evacuați din birouri. Așteptăm să ni se permită să facă cercetări, să ni se permită accesul. Amenințare cu bombă în clădirea judecătoriei Bacău. Echipaje de poliție, ISU, dar și ambulanța au sosit la fața locului pentru a cerceta clădirea. Accesul în zona a fost restricționat. Atât personalul instanței de judecată, cât și ceilalți oameni care se aflau în clădire au fost evacuați. S-a anunțat un atentat cu bombă la o sală de judecat, unde chiar eu eram acolo conduceam ședința și a trebuit să evacuăm sala ca să poată interveni pompierii și celelalte persoane competente. Cine v-au anunțat că trebuie să... De la acces, de la jandarmi. Jandarmi. Nu, erau câteva persoane în sala de judecată. Nu. Eu personal nu cred că există. O bombă e doar o alarmă falsă. Cineva e nemulțumit de judecata care are loc în sala respectivă. Am fost informați că este o amenințare cu bombă. Mai mult nu știm, am fost evacuați din birouri. Așteptăm să ni se permită să facă cercetări, să ni se permită accesul. Sunt în sala de alertă cu bombă. Vă temeți? Vă temeți? Cine nu s-ar teme? De ce v-au scos afară? De ce v-au scos afară? Un atentat cu bombă. Și aveați... Da, tocmai s-a terminat. Credeți că este amenințare cu bombă. Acum nu știm sigur că eram în sala de judecată. Nu știm să dăm detalii. Au mai fost și eu. De o singură secundă, poți intru să iau ceva? Nu se poate. Nu se mai poate, am înțeles. Ideea va fi evacuată. Momentan nu poți intra, să se știază oricine. Nu știu dacă mă sală sunt. După ce se termină, vă rugăm frumos. Serios? Da. Deci este o amenințare și ideea va fi evacuată. Să amână termenul. Da. Categoric. Mergeți după bandă. Vă rog frumos. Da, am termen astăzi, la ora 12. Vedem care o fi ceva fals, ca de obicei. Traversați, vă rog frumos. Nu credeți? Nu credeți dumneavoastră că... Eu nu cred nimic. Sunt teorii și fantome. Astăzi, în jurul orei 10:50, un bărbat a anunțat prin 112 despre faptul că la curtea de apel Bacău ar fi amplasat un dispozitiv exploziv. La fața locului s-au deplasat echipajele de poliție pentru a verifica situația de fapt. S-au luat toate măsurile de siguranță pentru cetățeni. Au fost evacuate toate persoanele din clădire și a fost izolat perimetrul. Totodată, polițiștii pirotehnici au efectuat controlul tehnic asupra clădirii. Activitățile de verificare ale oamenilor legii s-au încheiat în jurul orei 13. După ce au controlat toate sălile tribunalului, polițiștii au constatat că nu s-a confirmat sesizarea telefonică a apelului anonim. Traficul în zonă a fost reluat.